subiectele propuse pentru ziua de astăzi. Vă propun la aprobare procesul verbal de data trecută. Cine este de acord? În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 110 din 12.04.2021, am fost invitat să participăm la ședințele ordinare a Consiliului Local Comunal, ce are loc astăzi 20.04.2021, la orele 15. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raport de specialitate al compartimentului de specialitate și transmis către comisiile de specialitate la toate punctele care vor urma. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și împrumușețarea comunei Sândulen în anul 2021, inițiator tot primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al comunei a unor terenuri curți construcții situate în intravilanul statului Coman, Comuna Sândulen, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de articolul 28 din legea numărul 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator tot primarul comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru perioada mai 2021-iulie 2021. Inițiator tot primarul comunei. Și numărul 6. Diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Pentru? 100%. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021. Inițiator, așa cum am zis, primarul comun. Bună ziua! Eu vreau să vă prezint veniturile. Veniturile sunt mult mai mici ca anul trecut. De exemplu, venitul proprii. Anul trecut a fost 529 incluse în proiectul de buget, anul acesta 532, cu 2000 de lei mai mult. Cotele făcate din postul pe venit 312, suma alocată din cota de 18,5% deci nu-i, toate sumele adunate, le-ați verificat și dumneavoastră, subvenții pentru ajutor de încălzire, economie, alimentarea cu apă, subvenții pentru cele trei investiții la TVR, total venitul 12.436.000 lei. Deci nu are rost să dau citiri, că ați văzut fiecare, adică dreptul așa. Sunt 12.430, toate adunate. Adică, ceea ce a venit la Consiliul Județean, ce au venit sume, ce au venit de la Direcția Generală de Finanțe, venitului proprii și subvențiile. Toate adunate fac 12.436. Anul trecut am avut un buget de 17.436, 50.000 lei mai mult. Acum, ai veniturile, treci pe cheltuieli. S-a mers pe cheltuielile, pe execuția bugetară la 31 decembrie, adică am ținut cont ce a fost la data de 31 decembrie, la anul bugetar 2020. Și aceeași, am păstrat aceeași paritate. Pe capitolul 1, capitolul 1, ați văzut că suma de cheltuieli de personal sunt 10.011.190.000 lei plus 371 cheltuieli de funcționari, între care 55.000 lei este contractul cu RENS-ul pentru nomenclatorul stradal, plus 11.000 lei scimă. Deci, cu tot, capitolul 1, administrație publică, 1.461.000 de lei, adică 14.610.000. Deci doar pe autoritatea executivă, capitolul 51, adică pe primărie. Aici în primărie, incluzând și plata consilierilor locali. Întrebări pe capitolul ăsta, pe bunul și servicii sunt trecute puțin ca multe sume, dar așa cum ne-am închis anul trecut pe execuția bugetară de 300.000 lei, respectiv 3 miliarde, am pus același sum. Adică dacă rămân, imediat putem efectua o rectificare de buget prin transferul sumelor de la un capitol la altul.
capitolul 2 trebuie să fie o caracter generală de diferite niveluri ale administrației. Anul trecut au fost 72.000, adică 720.000 de oameni, acesta am alocat 80.000, este vorba de cei 3 copii instituționalizați, suma valoarea totală celor 3 adulți, s-a adus, dar nu copii instituționali, exact este 80.000 de lei. Noi venim cu o cotă parte 30%, Consiliul Județean 70%. Cota noastră parte este de 80.000 de lei, adică 800 de milioane. Sunt sume foarte mari, având în vedere că valoarea pe lună a unui copil instituționalizat este de 35-36 de mii de lei, 35 de milioane, 3600 de lei, o sumă foarte mare. Dar suntem obligați prin lege să aruncăm aceste sume. Ordine publică și siguranță națională, polițiști locali, am pus 10.000 de lei, 100 de milioane de echipamente și salariul celor doi angajați, 93.000 de lei, plus norma de lană 12.700, plus 2.000 sporul de noapte. Asta, dacă vedeți, 12,7 plus 2, asta înseamnă că 93 sunt cheltuielile de personal, 12,7 sunt indemnizațiile de rană, iar 2.000 alte sporuri, respectiv sporul de noapte. Total capitolul 118. La învățământ, o să vă spală ciudat învățământ, dar sunt banii pe cheltuieli materiale care vin de la minister, vin tot în bugetul centralizat, adică se întrumește un buget centralizat pe cele două unități, primărie și Sănureni, dar și școală, dar școala are un buget distinct, școala, de exemplu, există o repartizare, suma totală de 356, repartizată pe trimestre 89-89, doamna contabilă de la școală a repartizat acele sume pe trimestru, pe urmă s-a importat în programul nostru de date, printr-un fișier XBR și automat programul ți-a bugetul de la școală și ți-l întrumești un buget centralizat. Aici la școală vedem că avem și noi niște sume. Avem asistența socială, tichetele de grădiniță. Anul trecut au fost mai puțin de la Ministerul Anului, acesta a dat mai mult, 55.000 de lei pentru copii. Pregătirea profesională. Sunt inspecțiile, cadrele didactice care au fost efectuate de profesori gradul 1, la nivel, care au venit în alte unități, la școala noastră, 7.000 de lei. Nici că nu sunt plătite de 3 ani de zile și este o rușine ca o primărie, la noi, respectăm, sunt în așa, dar n-am avut cunoștință. Stau, eu sunt sigur că doamna a spus, dar mi-am scăpat, adică transportul. Transport cadre didactice, cheltuieli de întreținere și reparații. Sincer să fiu aici, a fost o mică greșeală și recunosc. Inițial am pus 15.000, cât se încadra până în luna iunie, dar conform legislației trebuie să punem premii școlari. Dom'le, eu am uitat de premii școlari, am făcut o concluzie de burse, care au venit de la Ministerul 24.000 cu premii școlari. Și ca să nu mai pot fi tot bugetul, am luat 5.000 de la transport cadre didactice, am dus la premii școlari și da, peste 2 luni de zile o să le dau bani înapoi, adică ca să nu mai pot fi tot bugetul. La cheltuieli de capital învățământ, aici vorbim de cheltuieli bunuri și servicii, la cheltuieli de capital este vorba de grădiniță. Avem grupul sanitar de la Sănureni, o să vă lucrez grupul sanitar de la Sănureni. La acolo trebuie făcut o legătură cu canalizare, 10.000 de lei, lucrări de amenajare, grup sanitar și cu acolo. Se vorba de 25.000 de lei, de 150 de milioane, sumă ce reprezintă introducerea conductelor de la căminul de la, nu știu cât costă. Deci am pus 25.000 de lei, dar nu știu cât costă. De la școală până la fosta de la căminul în comă. Adică aveam două variante. Am întrebat și eu pe cineva. Întrebat. Dom'le, am două variante. Care? Ce variante să pozez? Să pun o pompă în incintă și să-mi ducă toate rezidurile în fosta grupului sanitar sau să trag o conductă în fosta căminului de la noi de la acolo. Și cam toți mi-au spus să trag o conductă de la școală la Foxa, în fosta căminului. Nu știu dacă e benefică, dar nu este bărbă. Mai longevivă, pompa tot timpul are atât să mai... Da. Pe urmă, construie grădință în comuna Sănureni, 2445. Acum,
Da, o să vă citesc, o să ați citit. Nu te văd că sunt cele mai importante și ne-ați putea să-mi puneți. Am avut un excedent de 19.000 de lei. Când a venit lucra de fonduri, am constituit fondul de rezervă până n-am avut fondul de rezervă. Fondul de rezervă se constituie în 5% din valoarea venitului proprii, venitul proprii fiind 530, 5%, am pus 32.000 de lei, am pus puțin mai mult. Excedentul 19.000 plus diferența de 13.000. Acum, sincer să fiu, anul acesta am avut o situație mai gata, bugete și contabilicește și tot a făcut de mine. Acum, cred că am făcut o greșeală, dar să vedem ce zic finanțe, nu cred că din excedentul anului precedent se poate construi fondul de rezervă. Din excedentul, din fond, din excedentul anului precedent, știu că aceste sume se duc în dezvoltare. Deci, na, dacă trebuie, modific și duc ca cei 19.000 de dezvoltare, constitui din bugetul local cei 19.000 de lei. Mă interesează cel mai mult investițiile, că asta este baza investițiile. Suntem așa mai puțin ca plos investițiile. Am pus la apă 10.000 de lei, 100 de milioane, să începem cu studiul geo, studiul hidro, să vedem dacă vrem să facem alimentarea cu apă la stufă, din cădere. Și am pus banii de început. Studiu, adică nu poți să faci fără un studiu hidro să vezi dacă ai aur. Adică sunt niște bani aruncați, dar trebuie făcute, adică chiar prin 5 miliarde. Acum, conform noilor directive normative, se precizează că nu poți să faci canalizare fără apă. Adică ele sunt concomitent una legată de alta. E o situație mai grea, în vedere că stuful nu prea poți să introduci conduite de canalizare și nu ai să poți niciodată introduce. Și exact cum este la la Bercești. Multe rampe, multe pante și atunci necesită foarte multe stații de pompare. E o situație fiată de ea, dar este de natură. Mi-au rămas exemplu, avem drumul de la Bercești, continuarea modernizării. Nu se face nimic drumul în anul ăsta, am alocat doar 200 de mii de lei, respectiv 2 miliarde. Avem o factură de la asfalt de 890-900 de mii caltei, să o vădeți oamenii, și restul de 110 mii să punem parapeți. Adică cineva a căzut de pe aia și 3 mii de acolo a pus parapeți. Avem un proiect modernizare de un local care a fost depus pe fonduri europene, nu vor fi, este un proiect fiind elegibil, am transmis adesea atât la guvern și la fonduri europene și la Ministerul Dezvoltării și Modernizării, nu o să vindea bani niciodată. E bine că e început, am obținut avizul de la drumul naționale, începem cu atât, sunt 5 km de drum. Am asfalt de puțin bani pentru acest drum, 5 miliarde, 4 miliarde și la 5 miliarde. Și dintre acele 5 drumuri începem unul, care vreți dumneavoastră, adică avem Orăș Avram, avem strada Ceapeului, avem strada Pădurii, strada Bârzureștiu, Stuful și drumul Mori. Adică el va fi urat, el, guvernul. Da. Noi am trecut, avem datorii foarte mari, nu știu, 1.600.000, 2.250.000 și cu 2.500.000 și cu 600.000, 2.100.000. Așa, 2.200.000 de antigazie, așa știu eu, de 2.000.000 și ceva, 1.500.000. E un buget mai greu, da, probabil este tot așa. Am depus pe Fondul Solidarității Internaționale proiectul de la Bercești, zidului de sprijin de la Bercești și s-a dat aia să dea bani. Ne-au cerut tot, completări. Dar sunt 9 miliarde. Dacă ne-a dat cei 9 miliarde, ar fi extraordinar. Un domn de la București a sunat el, domnul primar s-a putea să-ți dea bani, dar te rog frumos să fii cu niște completări la documentele transmise. Da, o chestie care, din asta aveți societate, și
că domnul au declarații de nedeductibilitate a TVA-ului. Domnule, dar eu sunt instituție publică. Chiar dacă ești instituție publică, îți trebuie o declarație de asta, că nu ți-ai dedus TVA-ul. Și că așa cer solicitul european. Trebuia să intri pe site-ul de la ANAF, să completezi o cerere. La fondul european, TVA-ul nu se dedus. Da, nedeductibilitate. E o fost o chestie, adică urmă o chestie pe o factură, dar omul foarte, foarte bine pregătit, îmi spune domnul primar, vedeți că aveți o factură 92.388,28, dar vedeți că trebuia 27. Deci țineți minte, un bănuț acolo, nici un bănuț. Și zice, trebuie să modificați. Zic, domnul, vă să iei prin votunjire, prin adaus și prin... Și el zice, nu, vedeți că nu, la fondul europene, vă aia citeți, mergi în minus, nu în plus. Nu, și el ești cu doi bănuți, vii în minus, rămâi tu în pierdere cu doi bănuți. Și că nu iei tu de la ei doi bănuți, pierzi tu doi bănuți. Dar zic, nu am știut și trebuia să-i modific. Și mi s-a cerut și note explicativă pentru acei doi bănuți. Și am transmis o adresă către societatea Albocon care efectua zidurile și i-au dat o mesă explicativă și a spus. Dar i-am făcut-o eu, fiind o eroare materială de ajustare a prețului care s-a făcut prin rotunjire, nu prin adaus, cu o sutime. Cu o zecime. Da. I-am depus, dar cum să dea dreptul să-mi dea banii. Dar o să vă mai prezint cu biserice, știu că întotdeauna ați avut și e normal să aveți, adică să nu credeți că spun ceva nou. Avem două biserici în construcție. Biserica de la Reșești și biserica de la Sănoi. Eu am încercat să fie un echilibru frumos între toate bisericile. Da. Un echilibru. 50.000 pentru biserica de la Greșești să se finalizeze pictura, 50.000 pentru biserica de la Sândureni, 40.000 pentru biserica ortodoxă de la Sândureni, dar să înceapă casa Dănuț, casa mortuară, ce a zis pentru casa mortuară, și Dănuț a fost de acord să înceapă casa mortuară. În zona aia din spate, de ce nu? Putem să facem acolo casa mortuară în spate, în cimitir, dacă facem o fundație, nu avem nicio treabă, nu? Nu avem nimic împotrivă. Adică, trebuie ținut cont de cota de inundații. Haideți să vă spun. Asta-i spunea vă. E gresie. Punem faianță, 1,5 metri, poate să vină ocean. Apa nu se ridică acum mai mult de 1 metru. Intră apa, nu poți face pe oție rușită. Adică... Mai mult de atât. Și acum îi dau dreptate și păi, doamne, să ai o casă mortoară din cinta aia. Și una de soare la... Dumnezeu moare sau un sat la mine acolo. E puțin mai greu. Este mână, bine. Este mână, adică... Aici e compact. Am mai vorbit cu Dănuț cu o situație, a mai fost o situație genul ăsta. Nu rezolvă și pe asta. Adică... O să ne construim la acovară. Facem casa mortuară. Dănuț, implică-te. Rezolvă problema. Pe urmă, la Bâzurești, a solicitat părintele de la Bâzurești că... vine preasfințitul episcop să vărească, să pună gresie pe scălare. I-am dat 10.000 de lei, na, să poată. Adică, acolo chiar trebuie să înțelegeți că acolo tot ce s-a dat bani nu a fost din punct de vedere politic. Adică acolo e o casă, o parohie micuță, nimic, ca să nu zice. Și asta au fost sumele. Deci 50, 50, 40 și 10. Adică, am ținut cont și de o chestiune în care a spus-o cineva. Dom'le, câți catolici sunt la nivel comunei? Cât reprezintă un procent? Cât reprezintă ortodoxi? Și dacă vedeți că s-a respectat acel procent. Adică stai și te gândești la catolici 600, la ortodoxi 500 și 400-900. Deci, acum procentele știți, 42% reprezintă. Pentru cel mai multe culte n-au fost cere? Dar n-au depus nimeni. N-au spus nimeni nimic. Adică, n-au spus nimeni nimic. Dar să vreau fost părinte de cădere, n-au zis că pune cerere. N-a pus nimeni, n-au. Și eu v-am fost zis, n-a făcut cerere. V-am zis. N-a pus nimeni nimic. Dar n-a voie la ce minte. Haideți să vă mai spun ceva și cred că...
exemplu, dau un exemplu. Acum unii sunt autorizați, dar necesită, oameni n-au bani, n-au un cal poate să facă. Oamenii, hai să fim obiectiv. Adică, domne, hai să... Și Bucureștiul, da, l-a făcut cal, că de aia amintuire. A dat-o pe o clădire care i-a autorizat, nu i-a dat să facă... Adică, hai să fim obiectiv. Să se facă, nu zic, da. Să se implice și părintele să facă. Se implică, dar la realitate dumneavoastră un pic era ok, e mult de gama în locul de valoroasă. Păi să se apuce. Păi să se apuce. Adică să se apuce. Și mai mult de atât. Avem o biserică care, două biserici, Sfântuleniu este un sat foarte mare de ortodoși, vrea casă mortuară, trebuie să-i ajuți, adică să nu credeți, să nu credeți că dacă eu am dat acum, noi am dat pasul din oare, chiar până la aia, o să mai pună și Ienorea și mai pune și Domnul Iulea, mai pune și Marea, pune și Petrică, deci o să se termine, dar vedeți că se face, se... Da. Și mai mult de atât, haideți să mai spun ceva. Eu am ajuns la concluzia și cred că și dumneavoastră sunteți în antisentimentul meu. Oamenii nu mai vor. Oamenii vor. Nu mai vor educație, nu mai vor. Oamenii vor asfalt. Ei, când am intrat eu primar în 2010, în 2012, adevărat, oamenii voiau școală, școală. Acum oamenii vor asfalt. Nu îi mai interesează nimic. Nu îi mai interesează biserici, nu îi mai interesează nimic. Toate că avem nevoie și de școală și de biserici. Și... Nu îi mai interesează. Și la un moment dat, la sfârșit, peste 4 ani, cine te judecă? Te judecă cetățeanul, că nu te judecă la nimeni. Te judecă cetățeanul și... Adică, credeți că dacă ar fi acum să ai buget de 100 de miliarde? Vai, Doamne, 100 de miliarde, ei da drumul la tot asfaltul din comună, dar cine îți dă 100 de miliarde? Nu îți dă nimeni 100 de miliarde, mai mult de atât. Cred că suntem printre puținele primări din România, chiar am făcut proiecte de fonduri europene. Chiar am făcut și am muncit toți, nu mai eu. M-am chemat și la 8 dimineața, și la 12 ziua, să-mi aprobați indicatori. Serios, atâtea proiecte. Am depus și pe CNI, și patru pe fonduri europene, FSU, pe fondul solidarității. Unii naiba să mai depun. Pe dezvoltare. Am depus peste tot. Adică, noi nu avem niciun putere ca să zicem, domne, vrem bani să zicem, nu dăm, nu dăm și da, astfel. Dar am prezentat la biserici, ce să mai prezint, da? La asistenți, care este o problemă oficială, o problemă generală, domne, eu sunt mulțumit la asistenți și trebuie să mă avut o, deci, sunt puțin supărat pe tine, deci acolo unde sunt corect, niciodată sunt transmis minciuni. Informații, nu ce informații. Domnule, eu sunt un om, sunt un om închis și trept și cinstit. Bunica mea ți-a mai explicat de atâtea ori, a fost bolnavă la pas 6 ani jumătate. Adică, mă duceam copil mic și, adică știi ce înseamnă un om bolnav. Ei, ca semn de corectitudine, numai că am alocat foarte bani din bugetul local, dacă vedeți acolo 88.000 de lei, da? Nu sunt de ajuns, dar dacă v-ați uitat pe repartizarea trimestrială, constatați că, la un moment dat, pe trimestrul 1 sunt 280 și pe trimestrul 2 sunt 400 și ceva. Asta înseamnă că, dintr-o valoare totală de 962, 424 se duc în trimestrul 2. Ce înseamnă asta? Deci ei beneficiază, conform registrației, de concediu anual. Dau banii pe concediu semestru. În trimestrul 3 acum. Deci să nu mai spui că nu voia primarul să-ți dea, cum ai spus anul trecut. Niciodată. Am o... nu neapărat o propunere, că nu fiu îndreptat și vă fac propunere. Dar spune. Dar am o idee. În momentul când vi se spune o chestie, un lucru, vă rog, verificați din mai multe surse. Nu o singură sursă. Ia de numai și asta. Sursa respectivă poate să fie o sursă falsă, falsă împotriva mea. Adică, indiferent ce aș spune... Ok. Și mai mult de atât, pe lângă banii de concediu, ei beneficiază și o normă de rară de 345 de lei pe lună. Pe lună, da. Deci asta înseamnă că 10 ori 345, 34.000 plus 4, deci acum fiecare asistent social angajat acum în Sfântuleni va încasa pe data de... Acum luna mai, cred că mai este timp acum. Va încasa
15 și cu 41, 56 de milioane sunt. Adică am fost corect și sunt corect, adică acolo nu sunt corect, puteți să mă lovit din toate cheltuielile. Nu sunt supărat. Acolo unde cred că este, adică și din tot bugetul ăsta, adică din tot bugetul ăsta, e un buget greu, vai de capul meu. Dar singurul lucru de care sunt mulțumit e că anul acesta a dat toți banii pe asistență socială. Aproape toți. Mai avem nevoie de 800 milioane să ne închidem. Dar nu cum a fost anul trecut, miliarde am pus din buget. Te-au alocat ei 90% doar. Au alocat ei 90%. Și am făcut, dar am făcut. Alți primari poate au făcut, au fost mai isteți. Eu nu mi-am dat seama. Și doar am pus să fac. Dar nu, n-am crezut că o să ia în calcul. Ei au luat în calcul nivelul UDC-ului. Da. Eu dacă ridicam nivelul UDC-ului cu 345 ori 22, da? Și mai dădeam și nouă de rană din spate, s-ar putea să fie primul mai mulți. Acum e diferite 7-800 milioane, eu nu cred că nu o să-i dea în decembrie 8 milioane. Dacă nu-i dea, rămân pe toată viitor, ne descurcăm. Adică, și nu cred că niciun consilier o să spună ceva, adică noi am fost colegi, da. Eu cu toate că nu puteam să fac un concediu de opinie. Da? Și lăsa mai 800 de milioane sau 400, nu, alucăm concediu, ce mai avem nevoie, o să mai avem nevoie, da. Știți cum este, dacă am o lucrție, adică chiar... Da. Cine nu crede, îl invit oricând să vină la mine și să nu stea mai mult decât jumătate de oră. Și dacă o să mai aibă ceva de comentat, după aia... Adică... Înseamnă că... Alte întrebări? Da. Cum e la asta? Altă cu siguranță. Referitor la asfalt, spuneți, cam care credeți că ar fi prioritatea ca și stradă, cam unde vrea să începeți? Celestul. Eu nu mi-am prioritizat așa o stradă. Pentru mine mi este indiferent. Mi este indiferent. Dar în funcție de ce valor avem, e foarte greu să terminăm industria. Adică, vă dați seama, hai, trilăm în 5 milioane. Ei, ca să putem să terminăm cu valoare, drumul cel mai mic, ca și valoare, este drumul ceapelului. Nu e de făcut investiția acum. Poftim? Nu merită acum investiția acolo. Pentru că se mai construiește, să mai... Adică, nu-i că nu-i bine, vă dați seama, dar să zic... O să nu, eu vreau să zic altă, nu, eu ca idee. Da, și spun așa, deci e 8 miliarde de drumul ăla. Eu ca să pot să fac drumul ăla cu 4.500.000, eu trebuie să decoperez cu utilajul meu, eu să cumpăr balasturi, eu un proiect. Toate valorile astea se duc la 2.500.000-2.100.000, cu decoperare, cu balasturi, cu tot. Ei, dacă faci utilajele tale și cumperi tu balasturi pe unde poți să realizezi, fie cea mai aia, te costă 1.200.000-1.300.000, îți mai rămâne 1.500.000. Dar vă dați seama ce munte ești. Da, știți, ce drum propune dumneavoastră? Că e că valoarea cea mai mică. Valoarea cea mai mare e drumul de la Orșa, e 33 de miliarde. Orșa, da. Da. Strada Pădurii? Strada Pădurii e 13 sau 15 miliarde. Bani. Adică, ce faci? Ce drum e valoarea cea mai mică și... Adică, dacă ai avea, m-am avut anul trecut, nu poate pentru drumul la Berșești 20 de miliarde, bă, te duci și începe... Te dați seama că eu nu sunt potriva, a face drumul ceapelor. A, nu, dar n-am spus că de... Nu, chiar nu m-am gândit oameni în vorba, dar să bag puțin. Să bag puțin și... Da. Dar și noi am văzut oameni de strada ceapelului. Da, nu, a zis că nu este împotrivă. Este împotrivă. Nu, nu, nu. A, n-a zis că nu este împotrivă. Că e în avantaj. E în avantaj, că îți dai seama. Ca să înțelegi între mine, am scadat jos. Nu, 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 dacă mai sunt discuții pe acest subiect? Am 25.000 de puncte de artista. Trebuie să mai dau 22.000, dar eu nu știu de ce trebuie să vezi. Adică el zice, domnul primar, că ar vrea. Eu am sunat la Plașov, la doamnă, care a venit toate astea, nu îmi dau sala.
vrei să-ți calculezi eu, vrei să-ți pierd două zile să-ți calculezi eu. Păi închid investiții așa, nu-ți mai dau niciun loc și nu adevărat, nu știi ce trebuie să-ți mai dau apel. Păi de-aia e nouă justificație? Probabil o fac începătoare și nou, în programul ăsta de devize, e foarte frumos. Îți spun, cât ai decontat din cantitatea aia? Din 5 metri cub, 2 metri cub ai decontat. Ei, cât ai renunțat? Ai renunțat un metru, rămâne nu știu. Și probabil fata o veni numai cu ceva ziare. Înțelegeți? Nu mai trecut automată de vizia lor. Și ea mai mai știe ce. N-am, probabil nu știm că este imposibil să nu știe, că dacă știe să facă devizia aia, știe. Dar ce zice? Am luat bani pentru ce? Mai muncesc chiar două zile să-ți caut ție 200 de milioane? Adică, da, să terminăm, adică să terminăm, să fac orice zăba de rece. Da. 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 A, alte întrebări. Alte întrebări. Da. Sperăm că nu, să se termină grădinița, apa, canalizarea, va fi greu, cu branșări. Da, cu branșări, când mai aveți vreo noutate. Ok. Vis-a-vis de branșări, mai aveți vreo noutate de la urmă? Nu, nicio noutate. Eu țin să vă dau de clar ce a spus. Chiar am vorbit cu Vasile Hegel și așa, vă dau de clar. Adică, ce faci tu cu o societate cu 3-4 ani de acasă, 1000 de case? Nu o faci eu. Nu termină. A termină 5 ani, cred că. În cinci ani. Nu, vă dau de clar. Poftim. Se s-a putea să o termină. Da, adică, da, ce e ok, știi cum este. Trebuie să accepti orice idee, pentru că e o idee bună și dacă... Și dumneavoastră a spus o idee bună, adică, bă... Da, întrebare. Dacă nu sunt întrebări, eu supun că e vor că punctul public vă rămâneți. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind hotărârea și împrumutul ședințarea Comunei Sădulei în anul 2021. Acum va fi program de măsuri privind hotărârea și împrumutul orice instituție, deci mai ales ce era vator de la așa pieții, îți verifică. Dacă dumneavoastră l-ați verificat, dacă veniți cu altă propunere, la fiecare an am venit cu propunere cu primărie, este același. Dacă veniți cu altă propunere, doar o secretară de considerare. No, mai mult de atât, nu prea mai e oameni de ajutor să ce aia e. 17 bani, oma, un stuf cât mai e. Eu un stuf aici. Eu un 10 unul. E mataștii și eu nu știu. Mare zi. Îmi simpatizez din cauza asta. Vreau să știu. În ce să nu mea. În aspirări. Adică sunt și oameni buni, da. Am rămas uimit astăzi. A venit domnul Marian cu ăsta de la Butacu, al lui Carmeluța. Când o lua mașina lui Ion Izrael. S-o dat la mașină, s-o urcat pe avăluia în el și-o dat mașina în șanță. Și i s-a făcut dosar penal, normal, conform legislației. Ce să fie dacă asta, dacă omul nu-i sănătos la cap? Ce să-i face omul? Adică e greu, să știți. El și are ajutor să-i cea femeie, nu știi cum să ai grijă de el, fuge la scofu, fuge în cât, adică ce să-i fie? Vrea la cea pe o deva asta cu mașina lor la top. Bă, dar și ce să-i fie? Deci l-am dus la expertiză, l-am dus la medic, l-am dus la moliniești, l-am dus la moliniești, nimeni nu-i fuge de el. Sunt centri care se ințelă. Nu, doar în situația că nu știu ce vor zice. Acum cu dosarul penal să văd. Adică mai plătim 300 de milioane pentru el, că este un pericol public până la urmă. E un pericol copilul, dacă vin să-l atunci. Deci nici o mare și mamă să arăt. Știu, e afânătă. Nu s-ar putea face ceva, să știți, în legătură cu cazul care ați amintit cu Carmeluța,
Să știți că vin copiii de la școală sau merg, își bat joc de ea, îi sparg geamurile, dacă observați când treceți pe lângă casă ei, care ne-a luat și femeia noastră. Adică dacă am da, eu știu să atenționăm sau să... Mai în general. Nu știu, poliția comunitară să pierdă. Dar cine dă cu pierdă ea? Nu, copii. Copii își bat joc de ea, trec acolo, râvnesc, adică cu pierdă. Aici, dacă îmi permite, vin în completare cu ceva, da? În completare cu ceva, și totdeauna a fost puțin ca ampul, în anul 1998, erai profesor? 98? Nu, din 2000. 2000. M-am dus acolo, da? Dom'le, m-am speriat ce era acolo. Din 65 de copii, 65 copii știau tabla mulțime. Era poștea lui Rusan, nu știu, adică totul este de educația cadru, da? Cadru didactic. Am venit la Sandoren. Era, când a dat-o profesorul în 97, am ținut orele, era doamna director, o persoană, prima din doamna Pătrău, o directoare foarte bună, copiii se jucau cu, dădeau cu rele prin perioadă, doar de educația pe care dă profesorul. Și da? Părinte. Dacă eu mă duc o zi, două, trei, cu acel copil și nu-i frumos și aia, îți vă spun eu că nu mai face acel lucru. Adică să nu credeți că un copil este prost, nu este prost, sau este, nu. Totul pleacă de la cum îi explici, cum vorbești, cum îl înțelegi, cum cobori la nivelul lui, toate aceste lucruri. Și eu dacă le învăț ca și profesor, ca el să fie respectuos față de mediu și să nu arunce ambalajul de la chipsul pe care am mâncat pe drum și totul el când a ieșit pe ușă el deja și atrage atenția și spune că nu era aruncat și de fapt nu l-ai văzut în urmă. Eu am mai spus și nu vreau să supăr. Acum e o problemă și se pleacă de la, la gimnazial. Am spus de atât de unul de la 5 ori. Se pleacă de la 5 la 11 ani. Acum e o problemă majoră și ei. Adică și spunea cineva ceva. Știi, dom'le, dacă ai niște învățători cu mâna de fier, ai educație în școală. Ei, educația pe care eu am preluat-o, am preluat-o de la doamna Lăgată, de la domnul Babelu, de la Daniela. Adică ce învățători sunt de la Sănuien? O fiind de învățători. Ce învățători sunt de la Versești? Totul pleacă de învățători și de educatori. Copiii sunt copii și vă spun, fac o experiență. Și la Mona, doamna director, o zic, sunt urcă doamna la Mona și să de zile să vezi cum face din ei. Educați, frumoși. Adică vorbim de cadru didactic. Și dacă ai învățători de mână de fier, învățătorul te formează. Aici la frumusețare, dar bugetul nu prea permite că e sărac. Aș fost bune de cumpărat cupe, taluri, ce mai trebuie la utilaje. Eventual chiar și un tocător de pus la bun de excavator de atașat. Tocător pentru? Tocător de restul vegetale. Se face iarba pe marginea șanțului. O ferie de măturat asfalt. Am pus la alte chestii care au pus în acasă suflată. Dacă, nu. Dar acum și cu fel de scump, că știi că am zis că să nu cred că nu am, dar nu nu, am început de total. Am pus niște mari în plus acolo la autorităție, cât e 6 ani, 6 ani de euro. Nu mai știu, sunt de euro, până la seara lui. Este foarte greu, pentru că dacă n-ai avut investițiile astea în PNDR, ce faci? La noi e bine că am mai puțin angajați, dar ce fac alte comuni unde am 30-35 de angajați? Spuneți. Dar noi tot îți mai o să mai nu știu ce poate. Da. Supun spre vot punctul numărul 2. Cine este de acord? Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al comunei a unor terenuri cu construcții situate în ultravilanul satului Coman, Comuna Sândulen și restul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Aici este o situație puțin mai ciudată, în sensul că persoanele pe strada Ceapeu, strada Ceapeu și prima stradă, dar din Ceapeu n-a spus nimic. Nici până în acest moment nu și-a întocmit documentele pe pământ. Adică
E o poveste lungă. S-a făcut un schimb de teren între primărie și doamna Comănici. Primăria a intrat în posesia pământului respectiv, ei trebuia să-și facă calea. Și nici acum acele patru persoane, respectiv Volva, Dima, Bursan și... Cine doar să vedeți? Volva, Dima, Bursan. Nu, nu, nu. Volva, David, Volva, David, Romeo. Și cu Sicăsul. Că celelalte două nu sunt, sunt întocmit în documentație, mai este luat din Lisan și din două nu. Dar au făcut, deci numai pentru două finalizare. Și e o situație foarte grea, pentru că primăria nu mai poate face efectul acestei schimburi de teren. Și domnul secretar, în 5 ani de zile, în 2010, nu știu când domnul secretar, s-a dat o hătărie de principiu, ca fi de acord. Și domnul secretar a zis, doamne, nu cred că e ok hătăria de principiu bun. Schimbul de terenul pe aceeași valoare, XX. Și atunci, când s-a dus la notar, domnul notar a precizat tot așa, nu e ok, nu e. Și atunci, cum se procedează? Că nu poți lăsa omul fără pământ, să ai mare. Procedăm cum am procedat cu Dragul Ogan, am trecut acest pământ, că este a primăriei, apartenența la domeniul privat cu al Comunei Sădureni, a suprafețelor respective, se întocmește o expertiză judiciară, anevară, pe valoarea de schimb între pământuri și se constată că valoarea pe intragrare este 3,50 € sau 3,50 € în intragrare, pe extragrare e 1,20 € 1,50 €. Ei, pe diferența de la 1,50 la 3,15, cetățeanul respectiv trebuie să-și plătească pământul. Au fost de acord și David, au fost și sunt toți de acord. Adică, spre exemplu, David nu are 100 de metri pătrați, e diferență de 1,500 €. Omul își plătește pământul, adică nu poți să iei casa, adică să-i dăi casa omului, nu se poate așa ceva. Și atunci a venit la ea, a spus, domnule, trebuie să plătești, omul a zis că plătește, vorba tot în același mod, domnul îmi plătește casa mare. Da, nu scapă, e Bursan și Dima, da, Bursan și Dima și mai e Vâncean, dar Vâncean nu este o problemă, chiar nu și-a plătit. Ca să poți să împrumutești aceste documente de schimb de teren, trebuie neapărat să ai concesionarea plătită la zi. E, aici vorbim de o situație foarte grea cu care Vinceanu are o datorie de 40 de ani, 50 de ani, e o valoare foarte mare. Și adică nu poți efectua. Dima și-a plătit domnul. Uitați, din 2 ani de zile, din 3 ani de zile, Dima a avut și el 54 de ani. Și dacă nu și mai mult, domnul, omul și-a plătit. Omul și-a plătit. Acum, vin și eu în ajutorul lor și cred și dumneavoastră sunteți de acord, cadastrul ăsta îl face din bugetul local, adică îi ajutăm pe oameni să-și preveteze acte, adică pentru 700 de lei ajut omul și cum ei plătesc celelalte acte, contracte, tot, adică și ei o să aibă niște cheltuieli. Atât. Ne-am făcut de atunci ce făcut am făcut. Și ne-am tot era situația asta, că l-am făcut. Au fost 77 de persoane și au rămas 4 la comă sau 5 la comă, 5 la comă, gardul local și au rămas 5-6 persoane, 6 persoane. Acolo toți și-au făcut amplă. Da. 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 Punctul numărul 3, supun despre vot. Cine este de acord? Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare ajutoarelor de urgentă, astfel decât cele altele decât cele stabilite de articolul 28 din legea numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Aici domnul secretar, vă spune dumneavoastră. Este că în mare același regulament, numai că singura modificare care s-a făcut este vorba de acoperirea cheltuielilor de mutare pentru beneficiarii protecției sociale, s-a făcut la 500 de lei, la 1000 de lei. Adică la 500 de 1000? Da. Așa. Mm-hmm. A, că s-a mărățit. Adică e o propunere. Necăjiți, adică ce faci cu 500 de lei dacă moare un membru de familie, nu la membru de 800, parcă nu. La ceilalți care trece nu pentru copii, e 1000. 1000, adică ce e 1000? Pe veci pe opa. Ok.
pun spre vot și punctul numărul 4, cine este de acord? Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru perioada mai 2021, iulie 2021. Votul care vrea să dă bani. Da. Cine este de acord? Și punctul numărul 6. Ne-am eu fost. Mai crezi? Nu. Și punctul numărul 6, diverse. Cine are undeva? Să vă iau o întrebare. Nu eram consilier de timpul acela. Am văzut o denumire noi ale străzilor. Cum s-au hotărât denumirile respective? Consiliul local. Consiliul local, nu? Consiliere din fiecare sat. Da? Exact. Am văzut strada familiei, strada... Întrebare credința asta. Am văzut că numărătoarea creșterea se făcut de la 1 la câte crezi sunt. Nu trebuie. Deci numărătoarea nu e pe stradă, e pe total. Nu o să trebuiască de făcut iarăși. Nu o să trebuiască de făcut iarăși. Numărătoarea. Pentru că în orice stradă, când intri numere pari, impari, de la 1 la 3 pentru fiecare stradă. Sunt mai multe moduri de numerotare. Și noi am avut și numerotare asta pe tot cap. Nu, mă gândeam că să mai ducea încă o dată refacerea. Nu, a fost o discuție cu domnul secretar, doamna inginer, doamna tu, și s-a ajuns la concluzia. Nu, adică și eu tot m-am rămas cu trebuie să crezi că știu peste tot fiecare stradă începe cu 1. Adică... Da, se mai multe. Se reia. Da, da. Sunt mai multe timpul de rog. Câte case sunt de căruță? Și așa am rămas să vedeți cu 5 case pe comună. Adică ce ar fi trebuit să spui, pe strada aia nu vin încă 5 case, pe strada aia 1 la 5 și nu știam câte case sunt. Adică ar fi trebuit să te duce să numărăm toate case. Așa, doamne, cât sunt în Sandoel? 730 de ani, 1720. Și zic, uitați-vă aici, dar ce de ce pus? 1770. Da? Și se acum când mai trebuie încă 15 numere. Ei, în gas, tu fugi, eu am azi 12 în casă. Și povă. Și cum nu ce la povă? Ce ești pe zără? Era o pierdere la numere, dacă v-ați în plus. Ce era o pierdere? Deci așa. Deci începe de la district, se termină tot la district și pe urmă? Da, tot așa. Comand sau cum să... District? Pe sat? Pe sat. Pe sat. Deci numele local este pe sat. Deci n-am făcut tot numele local total. Pe satul respectiv la numele local. Nu s-a trebuit să dați. Dar cum este strada? Armonie e strada principală. Doamna Zeyla. Păi e armonie acolo. Da. E liniștit. Și undeva la Pedrica e strada Pădurii. Dar nu știu, merge și strada mea și strada Pădurii sau... Ania Pedrica. Ania Pedrica Chirica. Și ce? Pădurii altă strada. Păi nu ești o casă pe strada aia? Strada Pădurii. Da. Da. Adică, și prin cimitirul interpretare sau cimitirul? A, cimitirul. Și prin fluierașul? Da, să fără de sigur. Și arată sau e continuarea? Da, da, da. Deci mi-a făcut strada. Deci mi-a făcut strada. Deci mi-a făcut strada de domnul consilier. Da, da, da. A, câteva, spuneți-vă. O, de tine, bără. Dacă nu mai sunt întrebări, declar... Eu chiar pentru sala asta. Am pus 50-60 de ani. Am pus. La bugetul ăsta chiar dar ce sunt? La bugetul ăsta e... Nu. Ok? Nu, nu prea am tot. Da. Deci, așa. Iar ca totul de să... Ce poți să faci? Să terminăm apa, ca alinarea de lor, ce poți să faci?